ziua, doamnelor și domnilor, iată, în primitorul turn al proiectorilor, ne mulțumim gazdelor noastre, Anga Pișmer Femeala și Sergiu, pentru amabilitatea cu care ne găzduiește și pentru o sârdia, pot spune, cu care organizează aceste evenimente care oferă numai și numai frumuseți. De data aceasta, sculptură, metamorfoze cu un sculptor care iese rar, dar iese bine, am putea chiar spune că ne bucurăm de lucrări noi, semnate cu un Arpa Gheorghi, absolvent al Universității de Artă și Design din Cluj, promoția 1991, la prima lui prezență expozițională la turnul proiectorilor, a cincea din viața artistică. Iată câte metamorfoze, câte reprezentări, avem stele, avem cui, avem arcaș, suntem înconjurați de frumuseți, nu mai vorbesc de această floare cosmică, sunt lucrări care vin în întâmpinarea dumneavoastră și vin cu mesaje, cu foarte multe simboluri, de aici și îndemnul de a trece pragul expoziției, de a vă opri în fața fiecărei lucrări în parte, de a o analiza și, în măsura în care se poate, de a găsi răspunsuri la întrebările pe care fiecare lucrare le ridică. Nu în ultimul rând, a spune că dacă ajung și când ajung să prezint un artist vizual, este bine să-i cunoști atelierul, să intri în fiecare încăpere, să-l vezi pe maestru înconjurat de lucrări, să-l vezi lucrând, să vezi ce a început și n-a terminat și normal discuția se duce spre de ce n-a terminat și când va termina anumită lucrare, să vezi lucrările finite și încă o dată repet, să le vezi și să le citești mesajul, pentru că iată cum Arpad Gheorghi are foarte multe, are multe lucrări, multe căutări în această lume și normal fiecare lucrare în parte oferă răspuns. Lângă mine îmi face o deosebită plăcere să vi-l prezint pe un Arpad Gheorghi, a fost studentul profesorilor Gheorghe Ișvan, Eugen Bocan și în ultimul rând Radu Moraru, vorbim de Universitatea de Artă și Design Cluj, sculptură. Avem foarte multe, avem 25 de lucrări, dar vă sfătuiesc să urcați și la etaj unde avem un proiect Fântână Arteziană care poate înnobila orice spațiu al Clujului și orice grădină, orice parc, orice grădină a oricărui om. Și fiindcă suntem la metamorfoze, aș începe cu prima întrebare, ar fi ce te caracterizează cu un Arpad Gheorghi? Da, e o întrebare bună, dar totuși foarte grea. Ce mă caracterizează? Ce te definește, ce te caracterizează ca om și artist, ce te definește deci, ca artist? Cum am mai discutat, variațiunile de forme și de teme, ca reprezentare ar fi un ecletism în sculptură, deci sunt mai multe stiluri, fiindcă anumită idee reprezintă într-un anumit fel, într-o anumită factură, anumit modelaj, anumit material, cum este lucrarea din față, bronzul care are o energie și o luminozitate. Vitalizează, practic, lucrarea. Deci, trebuie să te gândești foarte bine la idee, mesaj și materialitate, ca impactul vizual și cel lăuntric să fie cât mai eficient. Deci, am ales bronzul pentru această lucrare din față, fiindcă floarea cosmică spune ceva dincolo de floare.
Deci este un fel de cosmogonie, o filozofie personală și un limbaj plastic, sculptural, aparte. Aceste lucrări, aceste căutări, că de fapt niciodată un artist nu se oprește la o singură reprezentare unui teme. Că tot vin idei, tot îmbunătățește până când ajunge la un, hai să zicem, un ideal, aspect finit și care este cea mai bună calitate. Deci sunt niște căutări. Sculptura dă o posibilitate de variațiuni de forme nenumărate, infinite, care poți să reprezinți ideile tale. Avem lucrări în bronz, avem lucrări în lemn, avem în gips, avem în ciment. În care dintre aceste materiale se simte cum cel mai bine? Da, care, da. Crede, care material îl ajută să exprime cel mai bine, nu numai căutările, cât ce spuneai la un moment dat, finalul, știi idealul? Cum, știi cum e aici? Întreb o mamă care are 7 copii. 10 copii care, pe care îl întreb îndești. Care îi place și mama ce zice? O mamă bună, zice tot. Și dacă e din ciment, așa mai, hai să zicem, mai ordinar, sau din lemn, sau din bronz, toate îmi plac, fiindcă fiecare are o rezonanță aparte. Bineînțeles, se poate anule lucrări care sunt din gips, că gipsul este un material de tranziție. Deci este o, cum este lucrarea asta monumentală, care mă gândesc cândva o să fie în centrul lui undeva, în oraș, să fie din bronz. Fiindcă, cum să spun, factura sau stilul acestei lucrări este de așa natură că trebuie să fie dintr-un material nobil care rezistă la intemperii, deci trebuie să alegi tema și materialul respectiv. Pe de altă parte, sunt anumite lucrări care, într-adevăr, pot să exprima prin lemn, cum sunt lucrările care vezi acolo dimineața. Că, în dușă de primăvară, da, sau dansul focului, că lemnul are o altă factură, altă... Avem arcaș. Alt materialitate, deci trebuie să te gândești bine la... Ideea care vrei să transmiți prin formele acestea, formele care, hai să zicem, abstracte, dar trebuie precizat un lucru. Arta abstractă nu este o artă a modernismului. Deci arta abstractă s-a făcut de când e omul. Bine, sculptura abstractă modernă, cum să spune, a preluat din antichitate, din preistorie, anumite elemente arhetipale, care a dezvoltat într-un alt mod de înțelegere, adică de cultura și înțelegerea epocii noastre. Această metamorfoză care i-am dat titlul acestei lucrări, de fapt înseamnă că acești, hai să zicem, idoli străvechi din antichitate sau din preistorie, deja pentru noi nu reprezintă niște zeități. Deci eu văd ca mesaj plastic-sculptural, cum sunt lucrările astea mici din bronz, care noi savurăm, pe noi ne interesează din punct de vedere ca mesaj sculptural, plastic, care totuși au o încărcătură spirituală, metafizică, să zicem. Deci, eu așa mă categorizez că sunt un artist care trage seva din tradiție. Și din tradiție metafizică, și cum am mai discutat și ai înțeles și tu, cea vedică, fiindcă vedele, consider eu,
sunt niște scrieri care dau răspuns global la toate cerințele, necesitățile omului și a omului modern. Să rămânem la materialul de lucru și mă acces pe lemn o întrebare un pic aparte. Care dintre esențe te atrage, în care te regăsești cel mai bine? Bineînțeles, dintre lemn și lemn e o mare diferență, sunt lemne de esențe foarte tari, dar... Stejarul, în primul rând. Da, dar... Stejar foarte. Aceste lemne de esențe tare au o, cum se spune, o problemă, fiindcă cu timp el lucrează. Bine, la anumite lucrări chiar e binevenit să apară niște crăpături. Acum, ideea mea și lucrările mele spațiale, în care spațiul intră în lucrări, sunt niște goluri care ajută ca aceste lucrări să aibă o vitalitate. Energia lor. Da. Este făcut dintr-un lemn de esență mai moale, însă care are un mare avantaj că nu creapă în timp. Deci, așa rămân și peste 100 de ani. De altfel, aceste metodică a fost găsit, adică sculpturile din perioada medievală, ei făceau din lemn de tei acele sculpturi baroce, se știe, din asta reprezentare bisericești, dintr-un lemn de esență moale. Am observat la lucrări un joc care... Zic eu, de asemenea, te definește ca artist jocul luminilor cu umbrele. Da. Te ascult. Da, deci asta este, cum să spun, esența și viața sculpturii. Joc de umbră și lumină. De concav, convex. Materia care se desfășoară în spațiu. Din interior, forța aia care iasă în afară, cum sunt în lucrările astea din cement, că e o energie, e o mișcare care dă viața lucrării. Deci, prin jocul de forme, umbră și lumină, se naște această vitalitate a sculpturii. Aici, la anumite lucrări, cum este lucrarea din bronz, intervine și lumina. Lumina purtată și lumina autopurtată. Deci, apar niște reflexe care dă încă un mesaj, hai să zicem, mai lăuntric al lucrării, care nu se regăsește în lemn. Acum, ca idee de pornire la lucrările acestea, în cultura vedică, sunt trei mari factori care domină tot universul. Deci, prima dată este un fel de inerție, care se numește tamas. Activitate și mentală și motrică, care este energie impusă și dezvoltare și construcție, se numește rajas. O altă categorie este cea spiritualității, a împăcării, a centralizării, care este sattva. Mesajul meu prin această lucrări este de cele două rajas, deci mișcare, energie care vezi, care se simte în lucrările mele, și cele, hai să zicem, spirituale, care sunt mai statice și care, hai să zicem așa, înglobează un mesaj, o paradigmă mai elevată, bineînțeles, pentru cei care citesc mesajul, imaginea respectivă. Sus la etaj, spuneam, este o lucrare de cu tot o altă factură, amplă, un proiect pentru o fântână arteziană. Da. Să ne oprim asupra ei în câteva cuvinte. Da, este Este ceva aparte în ceea ce am văzut și ai lucrat până acum. Da, sculptura deci... există, avem schițele, avem gipsurile de rigoare. La ce te-ai gândit proiectând această fântână arteziană, care este într-adevăr superbă? Încercăm să o vizualizăm, practic. Da, deci, arta, sculptura figurativă. Știm foarte bine că
încă de la egipteni până prin greci, prin romani, dar ca reprezentare, spun unii critici, da, dar și în șeu de părere, este un fel de artă mimetică. Bineînțeles, are mesajul propriu, dar care la mine nu este caracteristic. Eu mă definesc mai bine și mă exprim mai bine prin forme abstracte. Maestrul meu spunea că da, tu ești artist care te exprimi prin forme abstracte, dar trebuie să revii tot timpul la figura umană care este... E o figură paritipul. Clasică, chiar am observat și am vrut să punctez acest lucru, este altceva. Este altceva. Bine, este o comandă privată care sperăm cândva o să fie amenajată într-o grădină frumoasă. Ideea era patru muze care stă în mijlocul acestui fântân și patru nimfe care reprezintă elementele, cele patru elemente. Apă, foc, vânt, așa ceva. Deci, în principal, așa era vorba, ca să fie după modele vii, deci să nu fie copii, după persoane sau după alte lucrări, să fie niște persoane cu alte caractere, să fie modelate după modelul. Și am reușit să fac aceste cinci lucrări, două în picioare, trei care stau jos. Deci este o lucrare încă neterminată, adică o idee încă neterminată, fiindcă așa a fost lucrul. Doamnelor și domnilor, metamorfoze, un apartament în spațiu extrem de generos, centru de cultură urbană, Turnul Croitorilor, o expoziție pe care vă invit să o vedeți, vă invit să o intrați cu încredere și, cum spuneam, la un moment dat să vă opriți în fața fiecarei lucrări. Parte de vorba de compoziție, profet, un lucrător căzut, stele, Artemis, frumoasele bronzuri, semnate de un Arpa Gheorghe. Doamnelor și domnilor, expoziția este deschisă. Vă mulțumim, o zi bună mea.